La doar o săptămână de la începerea școlii, cazurile de COVID-19 au explodat în rândul elevilor, dar și al profesorilor. Vineri, la nivelul județului Mehedinți, 4 elevi au fost confirmați pozitiv cu coronavirus și 3 cadre didactice. Situația este îngrijorătoare. Tot mai multe infectări cu COVID-19 sunt semnalate în școlile din Mehedinți. La sfârșitul săptămânii trecute, 4 elevi și 3 cadre didactice au fost confirmate pozitiv cu SARS-CoV-2. În unitățile de învățământ, unde sunt copiii confirmați cu COVID-19, cursurile se vor suspenda conform noului ordin comun al ministrilor Educației și Sănătății. Situația școlilor în ziua de vineri, pentru ziua de astăzi, este următoarea: 143 de școli în scenariul verde, 53 în scenariul galben, 3 în scenariul roșu. Cele 3 care sunt în scenariul roșu, doar una este în incidență cu 3,73. Pentru elevii confirmați avem în acest moment 4 elevi și personal didactic 3 profesori. Numărul cazurilor de COVID-19 din școli după o săptămână de cursuri în sălile de clase este în creștere. Specialiștii în sănătate insistă însă asupra unui aspect important: triajul epidemiologic făcut acasă ori în unitățile de învățământ.